În șantierul naval Damengalați a avut loc lansarea modulelor 2 și 3 ale viitoarei nave pentru suport logistic, construită pentru forțele navale regale olandeze, un proiect în valoare totală de 375 de milioane de euro. Acest eveniment are loc la mai puțin de un an de zile după ce, în șantierul Gălățean, în prezența comandanților forțelor navale regale olandeze, a avut loc ceremonia de punere a chilei la nava Den Helder, a doua cea mai mare navă militară construită vreodată în România. Den Helder este realizată asemeni unui joc de Lego. Primele două module lansate la apă formează corpul central al navei, la el urmând să fie atașate corpurile ce formează prova, pupa, respectiv suprastructura. We're here today a very special day. It's a milestone in the construction of the combat support ship. E o etapă foarte importantă astăzi, ceea ce am o etapă importantă a procesului de construcție a navei Combat Support Ship. It's the launching of modules number 2 and 3. Lansarea modulelor 2 și 3. Which after the launch will be completed in the dock. Care după lansare vor merge în docul nostru. The ship will be ready in 24 after we will deliver in the Netherlands in the naval base of Den Helder. Nava va fi gata în anul 2024, după care o vom livra forțelor militare. Where in Den Helder the final military equipment will be put on board, and in 25 she will be in operation. Și acolo la Den Helder în Olanda vor fi instalate toate echipamentele necesare, urmând ca în anul 2025 ea să fie practic funcțională. Ca dimensiuni, nava Den Helder este devansată doar de nava de tip Joint Support Ship, Karel Dorman, construită tot la Galați, tot pentru forțele navale regale olandeze. Odată ce va intra în serviciu în 2025, Den Helder va fi deservită de 75 de membri ai echipajului și 75 de membri din personalul adițional. Nava va avea capacitate de a lua la bord inclusiv 2 elicoptere, dar și 25 de containere pentru operațiuni logistice.